Bună ziua, am revenit, fanii de la Straia. Fraților, vreau să vă spun la toți prietenii mei că sunt plecat la drum. Mi-am angajat șofer pe nepotul meu, nonu, antrenor de la Târgu Jiu. Fără carte de muncă. Fără carte de muncă, doar bani de țigări și mâncare, nu? Atât. Ai pretente de ce? Nu, nu. Un bani de țigări, câtea cu 30 de lei. Atât. Un sandwich, 30 de lei. Ce mai vrei? Ce o sigur cu apă? Da, fratul, am plecat până la București, dar nu stau mult, mă întorc în seara asta, că am o treabă la București. Nu cred că ajung pe la Leo astăzi, dar plec luni, la Leo îi plec. Eu și cu nepotul. O avem în spate, pe cine mai avem? Pe Lămâia, o vedeți pe Lămâia. Salut, prieteni. Iau, salută, prieteni. Da, salută. Unde ai fost Lămâie? La plimbare. La plimbare. Da. Da? Așa că vreau să spun la toți prietenii noștri. E o căldură afară de vreo 35 de grade, a? Da. 35 de grade și noi nu mai putem de rece. Stăm de topire macica zahăr. De aceea o să ajungem mai târziu să oprim undeva, să servim și noi masa, micul dejun. Ai luat tu de acasă ceva să mâncăm? Ce vrei eu? Șuncă, masul ou. La mic? La mic. Păi și ce se înseamnă la mic? Toate modele. Toate modele? Da. Lămâie, ai luat ceva de acasă la pachet? Nu am. Ce? Slănină. Ce avem? Bravo, păi tragem la pădurea seara de acolo să mâncă pe gând. Eu nu mănânc. De ce nu mănânci? Nu mănânc eu așa. Tu nu mănânci? Tu vrei să mănânci la mic? Da. La mic? A dracu pelea pe tine, te-ai făcut a dracu acolo. A pe găină. Uite, șoferul meu n-are pretenții la mâncare. Nu am eu. Domnul șofer, ce vă iau de mâncare? Un sandwich. Un sandwich, da? De oaie sau de porc? De porc. De porc, da. Auzi, el mănâncă orice. Dar tu te-ai făcut apurizită, ai... Eu te-am la miez înghețat cartofele alea ce trebuie. Cartofi? Da. Alea. Maioneză, cu tecea. Vrei și cu maioneză? Da, da. Și vrei și din alea picante? Da, de alea care mănâncă fănică, cartofi de alea, dar nu știu. Cartofi țărănești? Da, da. Țigănești? Da. Vrei? Și înghețat. Cam multe vrei tu? Da, cu X. Gândește-te că deja ai mâncat, ai servit masă. Ai mai dus asta rășin, mergoanițe. Păi nu ți-am luat de toate. Ce mergoanițe? Înghețată la pahar. Ne-am plimbat prin parc, la fântâne, la artiziane, ai văzut? Cum? Alea nu sunt treburi, nu, gesturi. Nu, că mă dor picioarele mele. Alea nu sunt gesturi frumoase. Da? După ce că te scot, te plimb, mai ai și pretenții la mine. Om bătrân de 60 de ani mai plimb în muire prin oraș. O să stau la baltă, vă la pește, să plimb pește. Să prind și eu un baboi, doi din ăla să fac la tigaie. Baboi? Da. Să ajungă un baboi? Pentru mine mănânc așa cu mață cu tot. Ia mai zic, băi, mai fost la pește, am văzut. Am văzut că tu ai fost la munte. Unde-i păstră? Când mă duci pe mine acolo la unde s-a făcut filmul Florin Persic? Pe Soudol. Cum vrei, fără? Să stau acolo și eu două nopți, să dorm acolo, să iau aer la prământ. Da, dar e frig acolo. Nu sunt șerpi acolo, nu stau șerpi acolo, că frig. Mergem, domnule? Mergem. Da? Da. Te luăm o bucată de șuncă de acasă, slăbină. Iar șuncă, tu nu cumperi. Dăm pe la nea Leo. Dăm de la nea Leo două burcane de ciuperci de la de pădure. Mai are? Eu cine nu mai are? Nea Leo. Are. Mai ales pentru fane. Are la port, la pot sus, ascuns. Dar Leo, vreau să vin la tine să-mi dai de căi ciuperci de alea. Mai de acasă tu vrei mâncare, să nu dai banii scârcii. Eu mănânc mâncare naturală. Da, naturală. Șuncă de porc afumată, ceapă, brânză, roșii. Mai mănâncă tu, asta aveți. Să aveți poftă, luați și mâncați. Da. Da. La restaurant nu ne duce să mâncăm cu
N-ai loc. Da? Da. Okay. E aglomerat. Lasă că când mergi la Severin, îți promit că te duc la restaurantul lui Naș, lui Dui. Și acolo mănânci tot ce vrea mușchiul tău și treci pe caiet. Dai comandă ce vrei și când o vii la plată, treci pe caiet. Dar nu știu ce mâncare face. Cer și tu mâncare chinezească, mâncare țigănească, mâncare românească, tot ce vrei tu. Chinezească, o să mănânc șerbi cu aștept. Nu o să mănânc de la să toacă, să mănânc mărân, așa mărân. Nu mă gândesc. Așa că să stăm. Da, frate, o să facem și noi de seară un mare chef, o paranghelie. Cu aștept. Da. Nu cu broaște. Carte de pițel, de porc, de animale, sălbatice. Stai de pe urmă, trebuie să... Unde îl depășești? Te depășești. De ce? Avocat. Da? Hai că mai revenim. Bună ziua la toți prietenii mei, fani. Fraților, am revenit și eu cu acest glob. Așa cum v-am spus, pe drum, mergând până la București. Eu am fost plecat azi dimineață până la București, am avut o problemă de rezolvat, așa cum v-am povestit și vouă. Și acum am zis să revin cu acest glob, să termin și eu. Oprește și pe televizorul ăla, că n-avem voie pe el, încet. Așa. Ce să vă spun, fraților, este o căldură de 35 de grade, de-abia am ajuns pe drum cu mașina, nu prea mai face față nici mașina, am crezut că mă sufoc de căldură. Nu bagă Skoda cum bagă un BMW, adevărul că asta e, recunosc, de la BMW am ajuns la Skoda. Vreau să vă spun că asta e situația, fraților, când aveam eu mașini de ultima generație, n-avea nimic. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu și așa cum sunt, că am și Skoda asta, mai mă deplasez și eu cu ea dincolo până acolo. Ați văzut bine, am fost plecat cu nepotul meu, cu doamna Marița, cu lămâia. Ce să vă spun? Dar pe timpul ăsta nu e de plecat. Nu e de plecat pe căldura asta, fraților, cum sunt eu bunlac cu cardiacul, uitați cu inima. Am crezut că mor, am lășinat de căldură. Uitați că am ajuns acasă cu bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns acasă bine. Suntem aici. Doamna Marița, ce faci? Mereu. Doarme, uitați-o. Ce ai pățit? Mereu de la căldură, mă doare capul. Păi de la căldură? Da. Păi și ce să-ți fac? Fac masaj? Îți fac masaj? Păi. Nu vrei? Vrei să-ți fac eu masaj? Da. Dă mânuțele, hai. Da, te-ai uitat. Îi fac masaj. Ai fac și cu ăsta, așa? Așa fac și cu ăsta? Păi. Așa. Păi, păi. Îi fac, îi fac. Fac și așa, fac și așa. Au! Păi nu, așa să facem masajul. Nu, că eu nu suport. Nu suporți? Nu. Vedeți, fraților, ce să vezi? Nu știu ce să fac, în ce parte o să iau. Aș pleca până la Cluj după femeia, dar mi-e căldura asta mare cald. Că mi-a zis cutuna, mi-a pregătit acolo niște bidoane de brânză, să le aduc acasă. Și tu te aduci pe ingheriatul? Păi după ce îi mă duc? Te aduci și așa. Păi, de ce? Îi pui parte la pată? Îi pui parte la pată? Trebuie să mă duc de la brânza. Pe ingheriat, să mă duc brânză și mă mai... Așa că cutuna vreau să spun... Pregătește butoaiele de brânză, că vin să le iau. Cred că vin cu duba, cu stelic, să iau brânză. Nu? Duce, duce. Amândoi, stați acolo. Amândoi, da. Uite, mă doare aici, fraților, nu știu, de la căldura asta. Aici sunt un nod aici. Numai tu și noi, femeile, da. Nu. Ce muncești tu? Ce muncești? Eu? E. Adică cum, ce muncesc eu? Uitați, fraților, cum mă ceartă ea pe mine, toată ziua mă ceartă. Sunt și eu așa cum sunt. Dintele mi s-a spart. Aaaa, mă, și o
sau gunoi. De ce dai? Dai cu piciorul? Mă doare piciorul. Nu da. Nu mă face de râs pe glum. Că îți dau bătaie numai la... Nu, dacă mă doare. Ca să vă spun ce am văzut ieri. Zii. Dar să nu râdeți de mine. Ba da, că ai mâncat repede. Am fost la domnul doctor, la stomatolog. Mi-a făcut domnul doctor dințișorul de lapte. Da. Mă săluța. Băi, fraților, și-am plecat de acolo în parc. Și Lidioana asta din nevastă s-a dus și a luat două înghețate. Mi-a dat și mie o înghețată. Da, și cum am mâncat înghețata, am venit acasă și aseară când am mușcat dintr-un ardei, mi-a sărit lucrarea de la dinți. Iar. Mortal. Și acum trebuie să mă duc chiar la doctor să văd ce zice, ce poate să-mi pun acolo, că nu mă simt bine. Vedeți, nu la pot să vorbesc. Și te duci când vreau eu, peste o săptămână, știi de ce? Și o luăm și pe Narcis acum. Da. Mi-a promis domnul doctor. Peste o săptămână, nu da, nu da, că mă doare, nu da. Tu de ce dai? Tu de ce dai? Mama, o țară, măi, e! Păi dar de ce dai tu? Păi dacă nu vorbesc frumos cu tine. Și uitați ce am bățit. Vedeți? Dacă nu mâncam înghețata, era un lucru bun. Și nu mai am mâncat de rece lucrarea aia care mi-a pus în dinte, a sărit imediat. Nu îi revină doctorul, îi revină eu. Așa că vreau să vă spun, nu mai zic nimic, fraților, probleme de sănătate avem, bani nu prea mai avem financieri, afaceri nu mai merg. Nu știu ce să fac. Aș pleca și eu pe afară, dar nu cred, nu pot. Că sunt grăsuț, am probleme. Când ești tu la bandă? Dacă mai dai o dată să vezi ce-ți dau. Păi dacă mai mă lovești o dată să vezi ce-ți dau. Îți promit că te bag mai... Să te duci tu. Uite cu asta dau. Păi știi ce ustură? Da. Tu de ce nu te duci? Eu. Păi tu ce ai? Păi mă gândeam să-ți fac, să-ți iau tensiune, să văd ce ai. Nu merge aparatul. Cum să nu merg aparatul? Cum să nu merg aparatul? Ia. Știi că eu sunt și doctor de meserie. În toate modele ăsta. Știi? Da, uitați, am de toate. Așa are doctorul. Stai așa. Să vedem cât ai tensiune, dacă ai probleme grele. Gata. Ești deja terminat. Asta trebuie să... Păi ce trebuie? Pe cum dragul vine asta? Ia să vedem. Cred că asta vine așa. N-are să fie din afară, nu? Nu, stai la mine. Am încercat așa. Ați auzit de doctorul, cel mai bun doctor? Fani. Ați auzit de el? Bagă-mă aici. Ce-ai tu cutia ca ta? E bună, principală.
Mai de domen. Păi de ce nu stă? Păi stă la tăiată. Azi i-am îndrășat. Din greșeală. Măi, cum vrea cu mine? Cum dracu vine asta? Ia. Ia. Până fac eu tensiunea, moare mort. Nu? Până fac eu, te duci dracu. Și pare rău sau bine? Îmi pare rău. Ține până aici. Du-te, bă, cu aparatul tău. Tensiune mărită. Ia uite, ești zero, dusă. Pregătește-te. Adă lumânare. Stai că pun eu acum, să ai la capul lumânare. Vezi că chipice e ăla. Ia să vedem ăsta. Nu mai ai baterii. Ești deja dusă. Hai să sunăm la salvare, că deja ești gata. Fraților, n-am ce să-i fac. Pacientul terminat. Decedat. Declarat. Asta e. Doctorul a venit, s-a prezentat la locul destinației. N-am ce să-i mai fac. Pregătiți-vă de cei mai rău. Asta e viața, una caldă, una rece. Doamnă, eu mi-am făcut datoria, vă transmit multă sănătate din partea mea. Păi și dacă au fost puteți că mor. Mai aveți de trăit? Ia. Nu da, nu da. Mai aveți de trăit 25 de ani. Gata. Cât fac atunci? 25 de ani, mulți înainte să trăiești. Fanii de la Straia, am făcut și pe doctor la domiciliu. Vă transmit multă sănătate la toți prietenii mei. Ce să vă spun, fraților, ne mai jucăm și noi, așa că ai bătrâni, n-avem ce să facem să treacă timpul. Suntem puțin așa de la căldură. Te recunoști? Da. Și vă transmit multă sănătate, Doamne ajută la toți prietenii mei, să auzi numai de bine. Fanii de la Straia.